Dragi frați și iubite surori, mă bucur mult să fiu în mijlocul vostru și mulțumesc Tatălui Ceresc că am această posibilitate. După cum a amintit fratele Ioan, cineva, sunt din Moldova, din Basarabia, din mai perioadă de timp în Statele Unite. De când am plecat de mult, am dorit să vizitez frații prin România. Am venit la câteva seminare mai de mult, dar la câteva convenții și mi-aduc aminte lucruri foarte, foarte ziditoare. Am avut ocazia să întâlnesc frați care m-au ajutat mult pe calea Domnului să-L văd, să-L înțeleg mai bine pe Tatăl Ceresc și mereu frații mi-au fost în inima mea. Mulțumesc fratelui Ioan care s-a oferit să ne ducem împreună. L-am rugat, zic, poate, zic, nu știu dacă mai mergi, mai vizitezi frații, merge cu tine, ți-o-i duce bagajul să mă iei și pe mine. Nu, mulțumim fratele Ioan că m-a luat și mulțumim la frații care știm că e sâmbătă, nu e zi în care să vă întâlniți și ați venit cu toții. Și mulțumim Tatălui Ceresc că ne-a adus. Vorbind de mulțumire, în drum, am impresia că ieri vorbeam cu frații în mașină de acei 10 leproși pe care i-a vindecat Domnul Iisus acolo în Luca 17 cu 19, vreau numai rapid să citesc un verset. Zice că i-a vindecat pe 10 leproși și apoi zice că toți și-au văzut de drum. Dar unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Și ce i-a spus Iisus? Zice, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Ce observăm de aici? Că toți 10 leproși au fost curățiți, dar numai unul a fost mântuit. Și deci ce vedem? Că Domnul, când venim la Domnul, El ne curăță. Ne curăță de păcatele vechi, ne curăță de păcatul în care am fost născuți, în care am crescut, dar ca să fim mântuiți, cere mai mult decât atât, trebuie o viață trăită în serviciul Domnului, o viață de mulțumire și o viață de sacrificiu. Am uitat să vă transmit salutările fraților din Statele Unite cu care ne întâlnim și apoi la câteva adunări de prin România, de prin Baia Mare, Cavnic, Călinești, Cucerdea și Cluj. Ne-am bucurat foarte mult. Pentru mine este, așa cum spunea fratele Ioan, ca să fii pe munte, să răsuflăm aer plăcut. E bine cu frații și mă amintea și fratele Ioan mai de mult că tare am vrea să facem câteva colibe, să fim mereu cu frații, dar totuși trebuie să mergem în lume, acolo unde ne dezvoltăm, creștem. Dar credem că și mulțumim Domnului de ocaziile care le avem să ne zidim împreună. Spunea la început să aminti de Ilie și vreau numai să aduc un gând care îmi place mult. Și frate Ioan a amintit, acolo în Iacov, unde citim de Ilie, zice că el era un om supus a celorlași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie. Și n-a plouat deloc în țară 3 ani, 6 luni. Ce vedem? Când ne ducem acolo în împărați, unde vedem că, zice, Domnul s-a dus la împărat și i-a spus, nu vedem că Dumnezeu i-a spus lui Ilie. Poate că i-ar fi spus, dar nu se spune. Dar aici Iacov spune că, zice, el a văzut și, zice, s-a rugat ca să nu ploaie. De ce s-a rugat? Fiindcă el a văzut starea poporului. Era departe de Dumnezeu, se depărtase de Dumnezeu, se depărtase de Dumnezeu adevărat, trăiau deja neorânduială și a adus aminte de binecuvântările de la Deuteronom, unde au zis, dacă veți depărta de Domnul, vă voi pedepsi cu arșiță. Nu va ploua în țară. Și el și-a adus aminte și de aceasta s-a rugat ca acele să vină asupra lor. Și credem că lecția pentru noi este ca să fim atenți la viețile noastre, la starea în care ne aflăm, să nu așteptăm ca Domnul să ne
Domnul mereu ne îndeamnă, dar să nu ajungem prea departe, dar să fim atenți așa ca Ilie care a văzut starea poporului. Aș vrea ca să împărtășim câteva gânduri, încurajări din Scriptură împreună. Nu am multe de spus, fratele Ghiță și fratele Ioan au spus de la Geneza, la Apocalipsa, pe toate, dar cred că ne-au mai lăsat câteva gânduri să ne mai împărtășim. Tare mi-a plăcut mana de astăzi și comentariile care fratele ne le-a comentat, unde spune că sunteți împuterniciți și într-adevăr să ne gândim ce binecuvântare să fim împuterniciți a lui Hristos. Și de aici am vrea să amintim câteva gânduri. Ne aducem aminte că, tot cum vorbeam de mulțumire, gândul nostru ar trebui să fie, când vedem toate binecuvântările pe care Domnul le-a făcut, așa cum citim la Psalmul 116, cum voi răsplăti lui Jehova toate binecuvântările lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului. Îmi voi ridica paharul izbăvirilor. Am impresia că s-o amintit astăzi ce este acest pahar al izbăvirilor. Ne aducem aminte, Domnul Iisus se întreabă pe ucenici, zice, puteți voi să beți din paharul din care am să beau eu? Așa putem noi arăta iubirea față de Domnul, bând din acel pahar din care El a băut. Și apoi Domnul Iisus a mai spus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Așa, acesta este acel pahar al izbăvirilor. Și zicem, voi împlini juruințele făcute Domnului. La Eclesia spune, mai bine să nu facem o juruință decât să o facem și să nu o putem îndeplini. Domnul să ne ajute să putem îndeplini ceea ce am promis Domnului. Ne aducem aminte când Iisus a vindecat pe acel îndrăcit după ce a trecut, când pe mare s-a întâmplat o furtună, apoi a ajuns la mal și era un îndrăcit acolo. Și după ce l-a vindecat, el tare a vrut și i-a plăcut de Domnul. Și tare a vrut, zice, Doamne, ia-mă cu tine, ține-mă aici cu tine. Și ce i-a răspuns Domnul? Zice, du-te la ai tăi și spune ce ți-a făcut Domnul. Credem că acest răspuns Domnul ne-l spune și la fiecare dintre noi. Cum am vorbit de curățirea leproșilor, vedem pe acest îndrăcit curățit. Aceste cuvinte indirect Domnul ne le spune, zic, după ce vedem aceste lucruri în viețile noastre, Domnul ne spune, duceți, spuneți și voi la alții ce v-a făcut Domnul. Când vedem marele plan al lui Dumnezeu, când vedem marea bucurie care puțini o au, nu putem să nu împărtășim cu alții, să ne bucurăm cu frații noștri de pretutindeni. Iisus spune că în discuția lui cu Pilat, ne aducem aminte, voi citi repede în Ioan capitolul 18 cu 37, Iisus îi spune lui Pilat, zice, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Vedem pentru ce a venit Domnul în lume, ca să mărturisească despre adevăr. Vreau să citesc un citat care îmi place mult. Că noi, și apoi Petru mai târziu spune că să mergem pe urmele lui. Acestea sunt urmele pe care Iisus a mers să proclame adevărul și caracterul Tatălui Ceresc. Și la Petru, da, să o citim repede, unde spune că în 1 Petru 2 cu 21 Petru zice și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. Da, și vreau să citesc un citat unde din volumul 3, unde îmi place mult ce fratele Rusel explică ce înseamnă al urma pe Hristos și al merge pe urmele Lui.
la pagina 209, dacă ne facem însemnări cineva. Ziceți, și suferința cu Hristos, după cum am văzut, nu este suferința obișnuită, comună tuturor celor din stare de căzută, ci numai acele suferințe care sunt ca rezultat, mai mult sau mai puțin direct, al urmării exemplului lui Hristos, în susținerea adevărurilor nepopulare și în expunerea erorilor populare. Astfel au fost cauzele suferințelor lui Hristos și astfel vor fi cauzele persecuției, suferinței și pierderii pentru toți cei ce urmează în urmele sale. Ei vor avea părtășie în suferințele sale acum, iar la sfârșit vor fi socotiți vrednici să aibă parte de răsplata unei asemenea credincioșii față de principii. Aceasta, de-a lungul veacului evanghelic, a însemnat muncă sacrificatoare de sine și în îndurarea insultelor, în semănarea și udarea semințelor învățăturilor lui Hristos. Iar acum, la încheierea veacului, înseamnă fidelitate și îndurare asemănătoare în lucrarea secerișului care se desfășoară acum, chiar până la depunerea vieții, fie că se va cere prin proces treptat al efectuării ei, în serviciul învățătorilor o moarte zilnică, prin aceea că se face brusc sau prin aceea că se face brusc. Și spunea un frate, mi-a plăcut mult, zice că de multe ori poate ne gândim că o moarte bruscă sau o moarte de martir ar putea fi mai ușoară, dar a muri zilnic ar putea fi și mai greu, mai multe ispite și Domnul ne testează în multe feluri. Și credem că, după cum citim aici și vedem, că a suferit Hristos atunci când ne predăm viețile Lui. Tema tot absorbantă a vieții noastre devine Domnul Isus. Ca și cum la Efeseni zice, v-am logodit ca și asemenea unei fete care este fecioară, care este logodită, mereu vorbește de mirele ei, așa, să fie și viața noastră, de a vorbi de Domnul nostru Isus Hristos. De multe ori putem fi descurajați că poate nu suntem mulți, suntem puțini la număr sau poate ne uităm la numerele mari de alți creștini sau poate ne putem uita că la începutul veacului creștin, după o predică, Apostolul Petru a botezat 5.000 de oameni. Apoi mai târziu încă 3.000 de oameni. Și poate ne putem un pic descuraja sau gândi că ceva poate lipsește, dar credem că acestea au fost cazuri speciale pentru stabilirea bisericii timpurii. După aceea noi vom vedea că mereu cei credincioși ai Domnului au fost puțini la număr, după cum s-a amintit, frate Ioan a amintit, zice, nu te teme, turmă mică. Mereu vedem că Domnul Iisus, Dumnezeu, prin Domnul Iisus, ridica un mesager, ridica pe cineva care să aducă zel în biserică, după aceea zelul scădea un pic. Și credem că să nu ne descurajăm, să continuăm înainte, înțelegând că adevărul pe care îl avem e un adevăr care ne dă libertate, care ne dă pace, ne dă liniște și ne îndeamnă la mai multă credincioșie și de a fi ambasadori înainte pe cale. Un frate spunea și mi-a plăcut mult gândul acesta, îl cita, spunea de exemplu lui Noe și Petru îl citează acolo în 1 Petru 2 cu 5 și îl voi citi repede, zice că 1 Petru 2 cu 21. Aici. Unde zice că 2 Petru 2 cu 5, unde zice că și nu, și dacă n-a cruțat el lumea veche, ce a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii. Și cum fratele spunea și meditam și eu, mă gândeam de ce Petru îl numește pe noi propovăduitor al neprihănirii.
fiindcă au convertit pe mulți sau fiindcă i-au ajutat pe mulți să scape din acel potop, vedem că au propovăduit 120 de ani înainte de a veni potopul și la urmă tot numai familia lui au fost salvați. Dar totuși Petru îl numește propovăduitor al neprihănirii din cauza, credem că lecția pe care noi o învățăm, că în ciuda oricărui eforturi care poate fără rezultate sau dacă chiar oamenii nu ascultă sau chiar dacă nu suntem mulți, dar dacă noi propovăduim neprihănirea, propovăduim ceea ce Dumnezeu ne dă, să fim și noi, Domnul să ne ajute, să fim numiți propovăduitori ai neprihănirii. Ne aducem aminte că Domnul Iisus, când și-a început lucrarea Lui, zice că lucrarea Lui s-a început cuvintele pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. Petru, în cuvântarea Lui, chiar de la cincizecime, citim acolo în Fapte, capitolul 2, aceleași cuvinte, zice, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos. Acesta a fost mesajul care Iisus a început, acesta a fost mesajul nostru, de a spune, de a împărtăși neprihănirea și pocăința care Dumnezeu prin Iisus Hristos a adus. Acum, cei care merg mai departe, cei care au urechi de auzit, vor merge și vor continua mai departe. Vreau să spunem Apostolul Pavel, acolo la Romani 10 cu 16, că nici de ei, la Romani 10 cu 16, zice că dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Vedem că și în timpul profeților puțini au ascultat și chiar și Pavel îl citește pe Isaia și zice că puțini au ascultat și în timpul lor. Vreau să citesc o mană care este pe acest subiect din 30 noiembrie. O mană care cred că este încurajatoare în această direcție. Și frate, bine amintit, Matei 28:20 zice, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Cu siguranță că cel ce a avut grijă să supravegheze lucrarea semănatului nu se interesează mai puțin și nu dă mai puțin atenție seceratului. Să înfingem cu forță secera adevărului, cu energie și curaj, amintindu-ne că servim Domnului Hristos, amintindu-ne că nu suntem răspunzători de seceriș, ci numai de energia cu care adunăm grâul copt pe care îl putem găsi. Dacă munca este prea grea pentru aflarea câtorva boabe de grâu copt, cu atât mai mult trebuie să ne bucurăm de cei pe care îi găsim și să învățăm să iubim și să apreciem ceea ce este rar și de valoare, întrebuințând toată înțelepciune de care suntem capabili în acest serviciu. Să ne amintim de asemenea că Domnul, făcându-ne și nouă parte în munca sa, nu are în vedere atât de mult ce vom realiza, ci binecuvântarea pe care această muncă o aduce asupra noastră. Și cum fratele Ioan spunea, binecuvântarea care ne-o dă cuvântul Domnului, când găsim ceva în cuvântul Domnului, că vrem să împărtășim cu alții. Fratele Rusel mai spune într-un loc, zice că adevărul care îl propovăduim, cuvântul Domnului care îl spune, poate avea unul din trei efecte. Nu știu dacă voi cita exact, dar ceva în această direcție. Zice, un efect pe care adevărul poate aduce este de a separa grâul de neghină, de a scoate acel grâu din mijlocul neghinei. Alt efect pe care îl poate avea este de a arde acea neghină, fiindcă când noi propovăduim adevărata neprihănire, adevărata trăire spirituală în Hristos, oamenii își vor da seama că nu trăiesc la acel nivel. Și credem că acesta poate fi a doilea
A doilea rezultat pe care poate aduce adevăr și al treilea, ce ar putea ar fi o sămânță pentru veacul viitor care la timpul potrivit va aduce roade. Și de aceea să nu ne descurajăm că cum vom spune sau ce vom face că adevărul își va aduce lucrarea lui la timpul potrivit. Și după cum am spus și s-o amintit, am impresia că această viață se înceapă în mijlocul nostru și în special în familiile noastre. Iosua spunea, zice, eu și casa mea vom sluji lui Jehova. Vedem că de acolo se începe această lucrare. Am mai vrea să ne uităm la o parabolă din Matei 25. Și apoi nu vom mai avem câteva minute. În Matei 25, acolo avem acea parabolă cu talanții, unde zice că, versetul 14, împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1, fiecăruia după puterea lui. Acești talanți, după cum înțelegem, sunt acele talente sau lucruri pe care Domnul ni le dă nouă. Citim acolo la 1 Corinteni 4 cu 7, vom reveni aici imediat. Apostolul Pavel le spunea celor din Corinteni, zice că ce te face deosebit, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai primit? Deci ce am primit noi este de la Domnul. Orice dar bun vine de sus, de la Tatăl Luminilor. Deci acești talanți sunt acele lucruri care Domnul ni le dă și ce așteaptă El de la noi. Zice, unul i-a dat 5, unul 2, unul 1, cel cu 5, o mai adus încă 5. Domnul așteaptă că dacă nouă ne dă un talent, fie de a putea încuraja pe frați, a cânta o cântare, a putea să vizităm pe cineva, să vorbim din cuvântul Domnului, să aducem ce putem, să nu ne descurajăm că avem puțin, că ce-o făcut? Ăla cu un talent s-o descurajat. Și ce-o făcut? L-o îngropat în pământ. Și pe când vine Domnul, celora care o adus mai mult, le-o spus, zice că bine, rău, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Dar cel cu un talent, când a venit la Domnul și-o dat seama și-o cerut scuzare, zice, Doamne, am știut că ești om aspru. Adică, indirect, am știut că ești om drept care răsplătești după cum am făcut. Zice, am știut că seceri acolo unde n-ai semănat și strângi unde n-ai vânturat. O expresie tare interesantă, tare frumoasă, care am meditat asupra ea și mă gândeam ce înseamnă că cel cu un talent a spus că am știu că seceri unde n-ai semănat. Și mi s-a dus gândul la un verset acolo în Ioan, la începutul lucrării Domnului. În Ioan, capitolul 5, nu, Ioan, capitolul 4, cu 38, unde Domnul Iisus spune, zice, eu v-am trimis să secerați acolo unde voi nu v-ați ostenit. S-au ostenit alții și voi ați intrat în osteneala lor. Și el tot zice, unul seamănă, iar altul seceră. Când ne uităm la veacul iudeu sau evrei, acolo au venit profeții, au secerat, au venit profeții și au încercat să schimbe acest popor, să-i aducă înapoi la Dumnezeu, dar puțini au rămas credincioși. Când Domnul a venit să facă acest seceriș, să-i alege pe acei evrei, să-i aleagă pe acei evrei care erau cu inima pregătită. Deci vedem că acolo profeții o semănat și Domnul Iisus o venit să secere. Dar în acest veac evanghelic, Domnul Iisus este însuși cel care o semănat.
El a semănat sămânța. Și acest rob, zice, știu că tu la prima venire ai venit și ai secerat unde tu nici n-ai semănat, cu atât mai mult la a doua venire vei aștepta încă mai mult, că tu însuți ai semănat acea sămânță. Și credem că, vedem că este o clasă, după cum s-a zis aici, care fie de frică, fie că poate nu-și apreciază talanții, nu înaintează. Dar Domnul ce i-a spus, zice, voi, urma să-mi fi dat banii la zarafi. În alte traduceri sau în alte locuri spune, zice, să-i puneți în bancă sau să-i negoți să-i puneți. Da. Da. Adică și un gând un frate a adus și m-am gândit că de multe ori noi, dacă nu vedem ocazii de serviciu, nu prea vedem ce să facem. Când venim în adunare, când întrebăm pe frați, pe frații bătrâni de adunare, pe alți frați, vom vedea că acolo frații ne vor ajuta. De acolo să începem. Și apoi vom vedea că se vor deschide uși mari de serviciu pe care Domnul ne le va da în continuare. Vreau să ne uităm un pic în Vechiul Testament la un mesager al lui Dumnezeu, un lucrător al lui Dumnezeu. Știm acolo, tot în 1 Corinteni, capitolul 10, am impresia, Apostolul Pavel le scrie că acele lucruri li s-au întâmplat să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră. Să ne uităm un pic la viața lui Moise. Moise o trebuie să fie păstor de oi 40 de ani, să învețe lecția umilinței. Și atunci, după 40 de ani, când îi se arată Domnul și îl trimite, vrea să-l trimite într-o lucrare mare, ce spune Moise? Nu, Doamne, nu pot eu. Și anume atunci când noi ne vedem slăbiciunile noastre, ne vedem neputința noastră, atunci Domnul poate să ne folosească pe noi. Mai spune Domnul Iisus la fericiri, zice, ferice de cei săraci în duh. Atunci când ne vedem sărăcie interioară, atunci El poate să ne folosească în serviciul Lui. S-o mai amintit și de Saul, care la început a fost foarte umil. Zice, eu din cea mai mică seminție din Beniamin să fiu eu, și Domnul l-a folosit. Dar vedem că mai târziu nu a urmat până la urmă această umilință. Și la fel și Moise, Domnul se duce la Moise și zice, Moise, ce ai în mână? Și Moise ce zice? Un toiag. Și noi, fiecare dintre noi, după cum am citit, avem ceva în mâna noastră. Domnul nu ne-ar fi chemat dacă nu am fi avut ceva. El a văzut ceva la noi, care noi putem să facem mai mult. Nu putem să spunem că nu avem nimic. Și așa cum Moise a folosit acel toiag, fie ca și noi să folosim ceea ce avem în serviciul Domnului. Ne vom uita foarte rapid la câteva lecții aici care le-am învățat. Frate Rusel are un articol frumos unde Domnul îi dă trei semne lui Moise. Că Moise zice, mă voi duce, dar apoi nu mă vor crede ei, că vor zice, care Dumnezeu, cum să știm noi? Și Domnul întreabă, ce ai în mână? Zice, un toiac. Și zice, l-a aruncat la pământ și el s-a prefăcut într-un șarpe. Și apoi l-a luat înapoi. Frate Rusel dă un gând că Moise ar putea reprezenta pe Domnul nostru întors a doua oară, care vine să răscumpere omenirea din păcat și moarte. Și zice chiar Moise, zice, după mine se va ridica un proroc mai mare de el să ascultați. Indirect Moise zice că Domnul Iisus și cu cei care el și-au ales din vârsta evanghelică va face această lucrare. Și un semn care Moise, când vine a doua oară, Hristos întors a doua oară, este acest toiag prefăcut în șarpe. Ce reprezintă toiagul? Autoritate, cum s-a spus. Adică Domnul Dumnezeu
la început, când a creat lumea, l-a avut și-a impus această autoritate pe pământ, dar din cauza neascultării omului, a lăsat ca acest toiac, această autoritate, se prefacă în șarpe, să vină păcatul asupra lumii. Dar pe când se întoarce a doua oară, semnul este că el îl ia de coadă înapoi și îl preface înapoi în toiag. La întoarcerea Domnului a doua oară, el ia înapoi această autoritate. Mai putea fi multe de spus aici, dar credem că aceasta este lecția principală. Apoi, următorul semn pe care el dă, zice, pune mâna în sân. Și a băgat mâna în sân și se acoperise de lepră și se făcuse alb ca zăpadă. Fratele Ioan ne învăța că lepra albă este acea lepră care nu se molipsea. Dar oricum, lecția este că s-a făcut în lepră. Ce înseamnă lepra? Cu toții știm păcatul, da. După ce Adam a păcătuit, păcatul a venit în lume. Aceasta reprezintă că la început mâna, la început omenirea a fost curată, dar păcatul a venit în această lume, dar apoi, pe când se întoarce Domnul a doua oară, ridică omenirea din acest păcat, ridică vălul care acoperă toate neamurile. Apoi, a treilea semn este că apa, zice, dacă nu vor crede nici de primul semn, nici de al doilea semn, să iei apă din râu și s-o torni pe pământ și apa pe care o vei lua din râu se va preface în sânge pe pământ. Apa reprezintă adevărul. Adevărul a fost curat. Adevărul a fost frumos. Dar vedem că în decursul timpului acest adevăr a fost transformat, s-a făcut în sânge, în eroare, care i s-a pierdut din curățenia și puritatea lui. Și pe când se întoarce Domnul la doua oară, restaurează, aduce acest adevăr frumos. Dar ne vom mai uita că acolo când și Moise, după ce se duce înapoi, zice că au făcut aceste trei semne, zice că le-a făcut înaintea lui Aron mai întâi, apoi le-a făcut și înaintea poporului și apoi le-a făcut și înaintea lui Faraon. Credem că ar putea fi o lecție aici, nu suntem siguri, dar s-ar părea că Domnul întors a doua oară dezvăluie aceste adevăruri. Mai întâi mesagerului său, Aron, care a fost, că el a zis, cum să mă să nu poți, zice, am pe cineva acolo care va vorbi pentru tine, Aron fiind vorbitorul lui. Domnul întors a doua oară, are mesagerul lui, are cel care dă hrană la timp potrivit, îi se dezvăluie lui mai întâi și dă aceste semne. Apoi după aceasta, zice, au făcut toate semnele și înaintea poporului. Domnul se dezvăluie și poporului său, copilașii lui care au urechi de auzit și ochii lor se vadă, deci Domnul se descoperă lor. Și apoi mai târziu zice că au făcut aceste semne și înaintea lui Faraon. Un lucru care când deja apa prefăcută în sânge a devenit prima plagă mai târziu și ne aducem aminte că zice toți egiptenii și-au săpat în împrejurimile râului ca să găsească apă de băut, căci nu putea să bea apă din apa râului. Ne aducem aminte de scriptura din Ieremia 2:13, unde citim acolo, zice că Ieremia 2:13... Căci poporul meu a săvârșit un păcat îndoit. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Deci vedem că oamenii au încercat fel de fel de adevărul, de gropi, să aducă salvare, mântuire, dar totuși adevărul adevărat, cum spunea fratele Ion, este numai în această
carte care poate aduce mântuirea. Să ne mai uităm la câteva lecții de aici din viața lui Moise, care credem că sunt lecții frumoase. După ce se duce Moise la faraon și ce-i cere? Zice, dă nevoie să ne ducem noi și copiii noștri și animale pe care le avem, să aducem sacrificii. Și ce zice faraon? Zice, oh, nu, și încă le-au și încă mărit muncile. Apoi câteva plăgi au trebuit ca să vină asupra lui faraon și până la urmă faraon zice că în capitolul 8 cu versetul 25 zice, duceți-vă, de aduceți jertfe lui Dumnezeu, dar aici în țară. Zice, nu vă las să vă duceți acolo, dar aici. Vedem că un pic a început să-i se moaie inima, dar zice, duceți-vă aici. Am învățat și eu și credem că se armonizează, că este tendința în creștinătate că să-L servim pe Dumnezeu, dar nu e necesar chiar atât de mult. Nu e necesar să ne ducem tare departe, că aici pe loc e bine. Dar ce spune Domnul? Zice, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, acolo unde vedem nelegiuiri, acolo unde vedem eroare, acolo unde vedem că nu-i creștere spirituală, să ieșim din acele lucruri și să ne unim cu acei care vedem că iubesc cu Domnul din inimă. Tendința creștinătății este să aducă jertfe aici, nu departe tare. Și Moise ce-a zis? Nu, mai ai nevoie, faraon, de câteva experiențe. Și apoi, după alte plăgi care au venit în Exodul 10 cu 10, faraon zice, așa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecați pe voi și pe copiii voștri, luați seama că este rău ce aveți de gând, dar duceți-vă numai voi, bărbații, și slujiți Domnului, că așa ați cerut. Adică următoarea lucru zice, deja vă las să vă duceți, dar duceți-vă numai bărbații. Ce am citit mai înainte, Iosua zice, cât despre mine, eu și casa mea voi sluji lui Jehova. Vedem că următoarea tendință ar putea fi, poate și în mod natural, dar și simbolic, aici avem lecție, că să se ducă numai bărbați, sau se ducă numai cei maturi în Hristos, sau să se ducă numai acei mari, dar noi trebuie să avem grijă, cum spunea fratele Ioan, și de acei mai slabi, și de acei care încă sunt copii în Hristos, cu toții să ne încurajăm, să nu ne lăsăm unii pe alții, să mergem pas la pas cu toții. Vedem o altă ispită care ar putea fi. Și Moise ce a zis? Nu vom face. Apoi, după aceea, o mai venit încă o plagă asupra lor și în capitolul 10 cu versetul 24, faraon le zice, zice, duceți-vă și slujiți Domnului, dar să nu rămână în țară decât oile și boii voștri. O altă ispită, zice, duceți-vă, deja luați-vă și copiii, dar nu vă luați animale de aici. Asta tot nu-i bine. Ispita ar putea veni, și îmi place un verset la Filipeni 1 cu 29, apostolul Pavel scrie la cei din Filipeni, zice, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți pentru El. Nu-i necesar numai a ne duce în de a mulțumi lui Dumnezeu sau de a ne duce numai noi, dar trebuie să aducem și sacrificii. Și să aducem ce avem, cum am citit din parabolele anterioare, să aducem inima Domnului, să aducem ce avem și să nu aducem sacrificii străine sau oile, boi altora, dar ceea ce avem noi. Noi nu putem sacrifica ce are fratele Ioan sau fratele Nicușor, ce avem noi, aceea să sacrificăm. Și apoi, mai târziu, Dumnezeu, Moise, mai este nevoie de o plagă, de moartea întâilor născuți, care știm că a fost ultima plagă și numai după aceasta
Moise zice că faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis: ieșiți acum din mijlocul poporului meu și duceți-vă de slujiți, cum a zis. Luați-vă și oile și boii, cum a zis, și duceți-vă și binecuvântați-mă. Credem că atunci când ne împotrivim ispititorului, când ne împotrivim lumii, când ne împotrivim ispitelor, Domnul ne va încuraja, ne va da puterea Lui, încrederea Lui și vom putea merge să sacrificăm pe deplin. Zice o mană, nu mi-aduc aminte unde, zice că unii ar putea zice că asta e prea de tot, ai mers prea departe să sacrifici. Nu trebuie chiar atât de mult, chiar așa de diligent să fim la cuvântul Domnului, lasă mai puțin. Și asta e cum am văzut din Exodul și asta e o ispită pe care Satan ar putea o da copiilor lui, care ar putea veni prin Satan. Dar totuși, aș vrea să citesc o scriptură la Luca 17:10. După ce facem, ceea ce ne dă Domnul, după ce ne uităm cu sinceritate, cu seriozitate la ce ne pune Domnul în mâna noastră, să încercăm să nu ne ridicăm mai mult decât ceea ce suntem. Că după cum am amintit și Saul, a fost umil la început, dar a terminat fiindcă a pierdut umilința. Domnul ne spune că tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit să ziceți, suntem niște robi de treb, deci am făcut ce eram datori să facem. Să nu credem că noi facem prin puterile noastre, prin efortul nostru, dar prin ceea ce Dumnezeu ne dă. Mă bucur, dragi frați și surori, că sunt printre voi. Spunea tot un frate din România, am învățat, zice că nu sunt frați bătrâni și tineri, dar numai frați cu mai multă experiență și mai puțină experiență. Și mă bucur să văd așa pe frații mei, mă bucur că avem printre noi frați care au lucrat în zăduful zilei, frați și surori care au experiență și putem să învățăm de la ei. Și aceasta a fost și dorința mea, să vin aici, să văd, să învăț, să fiu printre voi. Spunea Elifaz acolo când era cu Iov, zice, printre noi sunt persuri mai înzeliți decât tatăl tău. E bine să recunoaștem că avem frați care sunt înainte mergători, frați de la care putem învăța. Îl avem pe Domnul nostru Iisus ca exemplu în viețile noastre, dar s-a îngrijit Domnul să ne dea și exemple de frați. Cum zice Apostolul Pavel, urmați-mă pe mine după cum și eu urmez pe Domnul. Ne bucurăm că avem așa frați printre noi. Domnul să vă ajute, să vă călăuzească, să stați tari, ispititorului lumii, să putem să aducem sacrificiile noastre, să fie plăcute Domnului. Și vreau ca ultima scriptură să vă încurajez cu scriptura din 1 Corinteni 15:58. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că usteniala voastră în Domnul nu este zadarnică. Domnul să ne ajute pe toți să fim credincioși. Amin. Mulțumim, frate Irinel, pentru